Cum ți-a par? Ce să mi s-o par? Uite, nu, să mai ștergem geamul. A, uite, mă, ai viața, ai mare pe pământ. Chiar e că ștergem cu mâna, că e mai bine, ce faci? Bate din partea aia mai mult. Dimineața. Bate, n-am pus să mut sticla în partea aia. Păi l-ai, tu l-ai pus să stea la umbră așa, să nu cumva să facă insolație. Nu, dar e... nu neapărat de umbră. El încarcă la lumina zilei. El... Uite, aici... Aici văd că ai mai izolat, să zic așa. Da? Ce-i mai... Aici am izolat cu cartoane. Uite, am pus izolație. Da, dar termică și fonii. Nu, tu când faci treabă să vede, adică nu faci așa de mântuială. Da? Acolo, păi da, când am urcat eu sus, cu oglinda, am uitat că e rigips acolo. Și am călcat un pic o călcăiu pe ea. A, și am simțit că mă duc în casă și la ridicare am simțit, zic, asta nu e drumul. Stai că drumul e dincolo, asta mă duc în casă. Am simțit că mă duc pe dălături. Nu, tu ai băgat piciorul de sus de acolo și îți intră în casă piciorul așa aici? A, ar merge, nu? Ar merge cu folie, chiar așa cred că o să-i și fac. Cred că cu folie o să-i fac. Ori fac cu folie, ori mai bat un pătrat aici la jumătate, pot să-i pun aia. Pot să-i pun și oglinda, ca perete. Că merge. Știi? Că zici tu. Nu? Așa, unde e panou, Artur? Asta e întrebarea. A vândut Artur panou, ăsta e titlul, nu? Da, de ce a vândut Artur panou? Păi stai, mă, Artur panou era... Ce aveai tu și numai de preț? Ar fi o variantă bună asta. Ce? Să-l vinzi? Nu. Za ce? Un titlu bun asta ca să-i mă sperie. Dar nu știu, nu vinde asta. Hai că o să vând, n-aș. Asta-i comoara ta. Pe aici n-ai mai strâns și tu asta, mă, Artur, pun curte pe aici. E panou și la mână, comoara. Păi ce să strângi pe ploaia asta? Păi știi cum a plouat aici, torențial? Vino încoace, îndrăznește. A, dar dacă vrei, vrei să vezi de afară sau în casă? De unde vrei? Ce să văd? Panou? Păi dar spune-mi ce s-a întâmplat. Care e ideea? Prima dată și pe aia mergem la el. Vino încoace. Ideea este că... L-ai luat de pe casă, nu? Prima dată. De pe casă că trebuie renovat acoperiș. Adică pusă folie, până mă trebuie să dau panoul la o parte, să-l pun iar din nou peste folie și tot așa, știi? Și așa că ce m-am gândit eu, ia stai-mă un pic așa, că panoul eu pot să-l iau și să-l pun și la geam în casă. Că am mai avut o dată și încărca. Și l-am luat aseară frumos de acolo, l-am dus în casă, i-am făcut un suport de niște scânduri ca să stea la geam, ca să încarce. Și să uită pe geam cu panoul tău, nu? Să uită pe geam panoul meu, dacă vrei să vii să-l vezi, o să uită pe geam. Ia, Martur. Să uită panoul pe geam. Ia uite cum să uită panoul meu. A, uită la aici, ăsta e, nu? Uite cum să uită panoul meu pe geam. Hă? Cum ți-a par? Ce să mi s-o par? Uite, nu, să mai ștergem geamul. A, uite, mă, ai viața, ai mare pe pământ. Chiar e că ștergem cu mâna, că e mai bine. Ce faci cu mâna? Lui nici dracu nu mai desface. Instalația ta merge? Mai merge, nu? N-ai treabă, uite, merge panoul aici, uite. Eu uite, l-am pus la loc de cinste. Hai că te-ai aranjat iarna asta de căldură. În iarna asta, nu mai stai pe frig. Cred că încarcă mai bine după spala, după ștersul ăsta al tău acum, nu? Acum ia uite. Numai un pic așa, să fie cât de cât, să se vadă și el. Să vadă și el aici, lumină, lumină. Băi, dar deocamdată soarele, Artur, țin să spun că e cu totul și cu totul altă parte. Nu contează. Este acum, dar mai târziu, uite, vine iar să norează și el. Uite, acum e soare, nu mai. Păi nu e, dar bate din partea aia mai mult. Dimineața. N-am pus să mut sticla în partea aia. Păi l-ai, tu l-ai pus să stea la umbră aceea, să nu cumva să facă insolație. Nu, dar e... nu neapărat de umbră. El încarcă la lumina zilei. El încarcă oricum. Ia de la el. Ia uite la hai de aia că te-ai aranjat de iarnă. Gata, Martur, lasă-l, nu mai scuipa. Nu aici, scuipa, eu, de ce e ud așa ăsta? Am aici, uite, am capodul lui Ramon. Vezi? Da? Păi, nu șterge și noi geam? Păi cu capotul Ramonii. Păi ce, nu spal? A, da. A, uite. Nu m-am gândit la asta. Hai că ăsta am burgărit. Un pic, și-al negri. Nu, acum. Și de ce e ud așa patul ăsta? Îl plouă sau să scurge de sus? E șorțul. A, să... E șorțul prea scurt. Și vine pe acolo așa, nu? Da, șorțul este foarte scurt, în orice caz. Da, îmi place și peretele ăsta l-ai făcut. Este?
E calm. Am mișcat ceva când ai plecat, e? Este? Place? Nu, hai niște... Doar că a rămas acolo, găurica aia. Da, e, nu e... Nu contează. Nu contează. Trebuie să mai intre și aerul pe undeva. Dacă nu intră aerul, ce facem? Și ai testat bagă panou acum, după noua băgare la umbră? Hai să vedem. Vino să vezi acum, minunat de la pala. Ușa ai lăsat-o aici, bă. Ușa, da. Asta rămâne așa. Ai și legat-o? Da. Să nu intre cineva, nu? Să nu legat-o, să nu intre hoții pe aici. Că pe dincoale e rușine să intre, intre doar pe ușă. Vino încoace. Hai. Vino să vezi panou. Uite, aici... Aici văd că ai mai izolat, să zic așa. Da? Ce-i mai... Aici am izolat cu cartoane. Uite, am pus izolație. Mă, de asta termică nu, și funii. Nu, tu cum faci treabă să vede, adică nu faci așa de mântuială. Nu? Ăsta de unde-i luat? Ăsta l-am învelit. Dar astea nu erau, nu? Acum serios vorbind. Nu, asta după le-ai ce plecat le-am pus. Băga frig sau de ce? Nu, că în parte ploaia se umezește frigidul și pică peretele jos. Păi l-am și controlorul. Am și bateriile. Ce viață, mă, ce viață tumultoasă mai avem și noi. Și ai pus ușile alea, nu? Da. De la da. Ce e ușa aia? E ușa la sifonier. A, de asta așa, nu? Da, că mai am o oglindă să urcăm pod. Lasă-le, tu nu le mai urcăm pod. Dar e camera, domne. E camera de oaspeți. Așa, bun, hai să intrăm, să vedem. Hai să vezi ce n-ai văzut. E cal la palat? Dar arată mult mai trist camera fără oglinda aia. Uite, știi, ai luat-o de acolo. Parcă ai luat viața la camera. Vine alta, vine alta în loc. E alta pe drum. Uite, 12 cu 3, eu ce încarc. Și unde e panou? Uite. Când am venit la mână și am vedea ce am făcut. Mă pupă. Dar ți-a luat și lumina, ți-a luat, dar nu contează, nu? Nu contează, nu contează. Și unde ce ai tu? Că acolo uite, de... asta e folie altfel de băiat, că mi-a cumpărat-o, uite. Aha. Și cu asta ce vrei să mai faci? Asta pusă sus. Asta e, nu? Ia, da. Îți ajunge asta? Ia, ia asta un pic. Asta e 40 de metri. Ia uite, e dublu exemplar. Dacă se desface, face mare, acolo se face lată de 4 metri. Aha. Dar e destul de groasă, văd, asta, nu? E, e. Cum ai să pun în două, uite așa, în dublură. În dublă, uite. Este, e bună. Da, negrila, adică acum merge la tata, merge papa față. Că nu cumva să vine negrila vreo soare și să roadă folia, că te-ai nenorocit. Ăla, de ce ți s-a făcut așa acolo? Da, ce soare, bă. Acolo, păi da, când am urcat eu sus, cu oglinda, am uitat că e rigips acolo. Și am călcat un pic, o călcă eu pe ea. A, și am simțit că mă duc în casă și la ridicare am simțit că asta nu e drum bun. Stai că drum bun e dincolo, asta mă duc în casă. Am simțit că mă duc pe de-alături. Nu, tu ai băgat piciorul de sus de acolo și îți intră în casă piciorul așa aici? A? Da. Și de plouat, pe unde ce-i că dă un pic? Aici, nu-i aici problemă. Nu-i problemă la noi. Aaa, păi stai inițial. Stai că se schimbă situația, se schimbă calibera. La pala. Hai, atunci închide ușa, că iese... Uite-i! Iese căldura. N-are nimic, acum a venit vremea bună. Ce vreme? Hai că se schimbă calcaburul la pala. La palatul cocoșat. De-i cartoniu, e spanda. Ia uite. Ia uite, băgăm la palat. Ia uite ce-am băgat aseară. Ia uite. Ia uite aici. Tot de-astea bagi. Ai lei, lei, mă, mică viață. Păi dar știi ce căldură am avut aseară eu aici? Da. Ai de mine, doamne, doamne. Doamne, doamne, nu-mi vine să povestesc ce căldură am avut eu. Ia uite. Bagă-l, primește-l. Hai de, lasă-l jos. Gata. Hai, închide-l tu, că iese și fum. Iese, gata, ia. Gata, acum, uite. A luat-o, nu? Aici, bă, gata. Hai, să ieșim. Uite-l, dacă te uiți acum pe mobilul ăsta, uite, se vede fum, cum e și da. Aici mai e ce să mai izolezi și în partea asta, nu, că sunt astea, nu? Nu, că sunt astea, momentan, asta, da. Mergem așa. Acum ne axăm sus pe camera de sus, mă axez acum. Mă axez pe camera de la etaj. Să te axez pe asta, mă, Artur, să te termin cu... să pui... Uite. Asta e viața pe pământ. Ha, iar iese fumul ăla. Ia uite, vino cu acea să. Stai, mă, Artur, că vin ăștia iar de la uie, ți-am zis că. Mă, să fug. Uite, uie. Vino uie, să vezi. Păi poluez, mă, Artur, mă. Ia. Dar vezi că iese și pe acolo până ăla. N-are nimica. Iese nu mă deranjează, atât cât în casă e cal și nu iese în casă. Iese afară, uite, răbufnește.
tușește, răbufnește, îți place? O, alău, Maxim, hai să o luăm un colator. Hai să fugim de... Nu rosta radioactiv. Îți place, n-aș? Ce faci cu zacusca aia pe afară sau ce? De ce nu o bagi în casă? Asta mi-a zis cineva, am uitat să o bagi. Asta toată noaptea afară? Da, am ținut-o la frigider. Ia uite, s-a umplut și turciu cu apă. Apă de ploaie, ia uite, n-avea rămas pe de vasele. Ia uite. Uite. S-a umplut și turciu cu apă. Artur, cam asta a fost. Cam asta a fost, acum mă lupt de răzputeri să... Eu zic să izolezi alea păsuși, să Artur, sus. Să nu plouă în casă, în primul rând. Să ajung sus în casă. Și să fie sus, cald sus, în casă. Asta e obiectivul tău. Sus pe casă trebuie să ajung, trebuie să mă lupt. Să nu plouă și să fie cald în casă, Artur. Lăsând gluma la o... Acum ai văzut că e cald? Era cald, dar... Îți place? E că îți place? Astupă, am văzut că ți apar picioare pe un tavan. Ți-ar place? Ți-ar place cum e acum, de cald la noi? Nu, de cald e cald. Ți-ar place să te buzi la noi? Caz de un etaj pe mine, când mi se un picior de la de-al tău pe acolo. Artur, ne vedem data viitoare. Cu noi și noi aranjamente, vă promit. Până atunci, dragii mei, nu pierdeți ocazia de a ne urmări pe canalul nostru și vă urăm o zi bună în continuare, o săptămână plăcută, fără poluare. La revedere!